Fiecare astronaut povestește cât de special este Pământul văzut din spațiu. Așa cum este în acest răsărit al Pământului fotografia de pe Lună în misiunea Apollo. Punctul acesta mic este Pământul, fotografia de sonda Voyager în 1990. Dar și sonda Cassini a fotografiat Pământul de la 1,4 miliarde de kilometri distanță. Această atmosferă extrem de subțire este cea care întreține viața pe Pământ. Căldura Soarelui ridică apa în nori și pune în mișcare atmosfera, producând adesea cicloane uriașe pe suprafața sa. Din spațiu, Pământul pare liniștit și zgomotul civilizației este ascuns de distanțe și vidul cosmic. Astronauții pot efectua liniște manevre extravehiculare și pot admira răsăritul deasupra Oceanului Indian. Stația Spațială Internațională ocolește Pământul într-o oră și jumătate. De pe ea se vede curbura Pământului și norii de pe suprafața sa. La porii planetei se pot admira aurorile formate la impactul vântului solar. Pământul nu este izolat, el face parte din ecosistemul Soarelui. Deasupra atmosferei se află vidul cosmic, unde temperaturile coboară la doar câțiva Kelvin. Sub Pământ, adâncul este extrem de fierbinte, cu temperaturi de sute până la mii de grade Celsius. Locul nostru de existență este o bandă subțire de doar câțiva zeci de kilometri grosime. Să admirăm planeta noastră văzută de lângă capsula Soyuz andocată la ISS, deasupra Floridei, și să privim lucirea soarelui pe întinderea Oceanului Pacific. Zic, să admirăm aurora australă sau boreală dansând deasupra nopții terestre, sau umbra lunii văzută de pe ISS. Nu-i așa că e minunat? Aici, telescopul Hubble plutește la granița dintre Pământ și spațiu. În 2009 a trebuit reparat direct în spațiu și atunci astronauții s-au dus lângă el, cu naveta spațială Atlantis. După reparația ale oglinzii, Hubble a primit și panouri solare noi, iar acum este din nou funcțional. Așa a început călătoria spre Lună cu racheta Saturn V. Omul a pășit pentru prima dată pe satelitul planetei sale. S-a mai dus încă o dată în aceeași misiune Apollo. A făcut măsurători, a adunat probe și s-a bucurat ca un copil. Saturn V este racheta care a făcut posibile aceste lucruri, iar Wernher von Braun este omul din spatele ei. O nouă stea a răsărit, am scris odată, pe cerul negru și înghețat. Eu, un telescop îmbătrânit, urmăresc neîncetat. Din mintea, lumină depărtarea cea pitică albă mă salută, pentru o explozie de novă care moare, tot înghițindu-și steaua sa de lângă. Pare că în acel loc de lumină inundat, zeci de planete ar necunoscute. Două copile pe un satelit îndepărtat își plâng durerea mamelor pierdute. Pare că nucleul stelei explodate, particule necunoscute de știință, cu miliardele scaruncate de legi, ce le aduc din neființă. Aș vrea să fiu acum acolo în depărtare, să simt cu pielea mea umană, în cosmosul ce față chiar acum mi-apare căldura mărilor metane. Mă simt înselectat de acest pământ ca un telurian ce aripi n-are, încarcerat într-un mormânt cu lanțuri grele de picioare. Tu ai avea oare curajul să plutești așa liber în spațiu? Să stai acolo fără cablu de legătură? Să te îndepărtezi de rachetă pentru a efectua manevre cu brațul robotic? Dacă da, asta ai vedea deasupra Pământului din spațiu. Culoarea stelelor de pe cer trădează temperatura lor, doar că ei pe invers ne-am aștepta la robinet. Stelele roșii sunt cele mai reci, iar cele albastre sunt cele mai fierbinți. Roșul gălbui, al unei gigante ca Betelgeuse, abia atinge 3000 de grade Celsius. E o stea rece. În timp ce albastrul intens al unei stele ca Rigel indică peste 20.000 de grade Celsius. E o stea fierbinte. Steaua Aldebaran despre galben. Temperatura este de aproximativ 3900 de grade Celsius, adică mai rece. Țineți minte asta pentru data viitoare. Navetele spațiale au fost vehicule reutilizabile dezvoltate de NASA, folosite între 1981 și 2011 pentru lansarea astronauților, sateliților și modulelor spațiale. Acestea naveta spațială Challenger în orbită deasupra Pământului, cu ușile compartimentului de varfă deschise. Naveta spațială Atlantis este văzută deasupra Bahamasului, înainte de o andocare perfectă cu Stația Spațială Internațională. Programul navetelor spațiale s-a încheiat din cauza costurilor mari și a riscurilor ridicate, demonstrate prin două accidente fatale. Culoarea roșie a acestei nebuloase indică hidrogen ionizat, în timp ce albastrul verzui provine de la oxigen ionizat. Zona centrală este o nebuloasă de emisie roșiatică, formată din gaz fierbinte ionizat de stele tinere și masive. Zona albastră din stânga jos este o nebuloasă cu formă circulară, creată de vânturile stelare al unei stele din apropiere. Nebuloasa Clepsidra a fost creată când o stea asemănătoare Soarelui și-a expulzat straturile exterioare în ultimele faze ale vieții.
Stâlpii creației sunt coloane uriașe de gaz și praf interstelar aflate la 5.000 de ani lumină depărtare. Ele sunt regiuni dense de hidrogen rece unde se formează stele tinere. Cel mai mare stâlp are o lungime de aproximativ 4 ani lumină. Culorile de roșu și albastru sunt date de modul în care lumina stelelor interacționează cu gazul interstelar. Nebuloasa Conului este un stâlp cosmic de gaz și praf. Radiația stelelor tinere fierbinți erodează nebuloasa. În interiorul nebuloasei Balonului se află o stea care generează vânturi stelare ce împing gazul în exterior, creând această sferă. Aceeași nebuloasă, fotografiată de la Sol. Steaua din centru este de 45 de ori mai masivă decât Soarele. Aceasta este o nebuloasă planetară. Aici, o stea puternică emite radiații, ce modelează gazul ionizat din jur, creând o structură filamentară. Iar aceasta este o creșă stelară. Stelele tinere sculptează norii de gaz în forme spectaculoase. Iar aceasta este o nebuloasă planetară cu doi lobi simetrici, creați de vânturile stelare al unei stele muribunde care își pierde învelișul într-un mediu bogat în praf. Nebuloasa Crab este rămășița unei explozii de supernovă observate pe Pământ în anul 1054. În centru se află restul stelei care a explodat și care a devenit un pulsar, o stea neutronică rapid rotitoare. Gazele în expansiune formează o structură filamentară spectaculoasă, bogată în energie și radiații. Nebuloasa Furnica este o nebuloasă planetară ce are doi lobi opuși, asemănător cu corpul unei furnici. Nebuloasa Eschimoșului are nucleul luminos și filamente exterioare spectaculoase formate din straturi expulzate de o stea muribundă. În nebuloasa Laguna se află nori dense de gaz și praf interstelar, în care se nasc stele noi. Culoarea roz-roșiatică provine din hidrogenul ionizat, iluminat de radiația ultravioletă emisă de stelele tinere masive. Această nebuloasă este tânără. A fost generată de o stea aflată în ultimele stadii ale vieții ei, care și-a expulzat învelișul exterior. În centrul nebuloasei a rămas o pitică albă fierbinte, care emite radiații intense și iluminează gazul din jur. În această nebuloasă tânără, o stea aflată în stadiul final al vieții emite jeturi bipolare care pătrund în mediul înconjurător și modelează gazul interstelar. Merope este o nebuloasă formată din praf cosmic care reflectă lumina unei stele tinere și fierbinți, generând o strălucire diafană aproape fantomatică. Un vârf imens de gaz și praf din nebuloasa Carina se înalță pe o distanță de 3 ani lumină, fiind modelat de vânturile stelare ale stelelor masive aflate în formare. Aici este rămășița unei explozii de supernovă care a explodat acum 1000 de ani și a fost observat astăzi în raze X. Ca să o străbați cu viteza luminii, ai nevoie de 35 de ani. Zonele negre din această nebuloasă sunt nori dense de praf interstelar, care blochează lumina stelelor din spatele lor. Explozia dintr-o nebuloasă bipolară apare în doar două direcții principale, pentru că gazul ejectat de steaua din centru este forțat să scape pe direcțiile polare ale stelei. Aici, rezistența gazului din jur este mai mică. Nebuloasa Ochiul de Pisică prezintă straturi concentrice, jeturi de gaz și arcuri simetrice, rezultate din expulzări repetate ale unei stele muribunde aflate în centrul structurii. Nebuloasele sunt formațiuni de gaz și praf aflate în interiorul galaxiei noastre. Situate la aproximativ 2700 de ani lumină, vedem nebuloasa Conului, stânga, Roiul, Bradul de Crăciun, dreapta, și nebuloasa Blana de Vulpe, jos, dreapta. Această structură impunătoare, portrită Turnul, face parte din nebuloasa Vulturului și se întinde pe 9,5 ani lumină, fiind o coloană uriașă de gaz și praf unde se nasc stele. Radiația ultravioletă, intensă, emisă de stele masive, erodează treptat coloanele de gaz și praf, sculptând forme tridimensionale uimitoare, asemănătoare unor statui naturale cosmice ce plutesc în spațiul interstelar. Această zonă este plină de gaz și praf. Presiunea și căldura crescândă vor duce în cele din urmă la aprinderea fuziunii nucleare și nașterea unor noi sori. Nebuloasele planetare se formează în ultimele etape ale vieții unei stele medii, când aceasta își pierde straturile exterioare. Pe măsură ce rămâne fără hidrogen în miez, steaua se dilată enorm și devine gigantă roșie. Miezul rămas devine foarte dens și fierbinte, o pitică albă. Aceasta emite radiație intensă, mai ales ultravioletă. Ionizează gazul expulzat
și acesta începe să strălucească, formând nebuloasa vizibilă. Așa se întâmplă nebuloasa Inelul, o gogoașă cosmică cu structură internă complexă. În centrul inelului vedem pitica albă fierbinte, rămășița gigantei roșii care și-a expulzat straturile și care luminează cu radiația ei ultravioletă straturile tocmai eliminate. Ploile de stele sunt grupări de stele apropiate legate gravitațional. Ele sunt împărțite în două categorii, roiuri deschise și roiuri globulare. Roiurile deschise conțin sute până la mii de stele tinere, sunt localizate de obicei în planul galactic și au o durată de viață relativ scurtă. Roiurile globulare, în schimb, sunt dense și vechi, conținând sute de mii de stele situate în haloul galactic. Oare numai mie mi se pare că aici încă mai multe stele decât aș avea eu fire de nisip în mână? Nu sunt mormoloști, noduri cometare, sunt structuri dense de gaz și praf formate în straturile exterioare ale unor nebuloase planetare. Acesta este vârful unui stâlp în nebuloasa Carina, o coloană de 3 ani lumină, erodată de radiația stelor masive aflate în partea de sus. Interiorul său este un incubator stelar. Nebuloasa Tarantula este o creșă stelară, plină de stele masive, explozii stelare, gaz ionizat și filamente turbulente. Nu e fată pe băț. Este o nebuloasă planetară, iar în centru o stea a cărui explozii a împrăștiat straturile exterioare, ca baba d'ochia când a fost prea cald. Rămășița stelei se vede în centru. Trăim într-o lume a internetului, dar internetul pe care îl vedem noi astăzi este văzut diferit de azi locuitorii acestei planete. Când vreau să călătoresc virtual și sunt curios cum arată lumea văzută în acele țări, folosesc un VPN. Surfshark este un VPN ce îți oferă acces peste 3000 de servere din 100 de țări de pe tot mapa mondul. Surfshark îți ascunde adresa IP și îți asigură astfel intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet. Poți căuta bilete de avion, camere de hotel și mașini de închiria la prețuri mai mici. Aceasta cu un design minimalist și user-friendly al aplicației. Cu serviciul Surfshark Alert poți primi alerte și beneficia de protecție în timp real. Iar Surfshark Antivirus te ajută să ții dispozitivul fără virus, să faci o scanare rapidă sau completă a dispozitivului, să beneficiezi de protecție în timp real și să faci scanări programate. Accesează surfshark.com/presură sau folosește codul presură la finalizarea comenzii pentru a primi 4 luni extra de Surfshark VPN. Telescopul James Webb a părăsit Pământul și s-a retras în liniștea spațiului. Acolo a fotografiat un sistem format din două jeturi de gaz supersonic, ejectate de o stea tânără, jeturi ce lovesc violent gazul din jur. Apoi a surprins planeta Neptun cu un nivel de detaliu fără precedent, dezvăluind inelele sale fine și translucide, invizibile până acum de pe Pământ. În cele din urmă, în spectrul infraroșu, a contemplat galaxia Sombrero, faimoasă pentru baza densă de praf care învăluie și ascunde lumina nucleului galactic. Telescopul James Webb a observat planeta Jupiter în infraroș, dezvăluind aurore polare spectaculoase, structuri atmosferice fine și inele delicate. A surprins și un nor întunecat, unde iau naștere stele tinere, evidențiate prin jeturi de gaz asimetrice care ies din nucleul în formare. Apoi a explorat centrul unui roi de galaxii, descoperind o gaură neagră supermasivă, ale cărui jeturi par să stimuleze formarea de stele în mediul înconjurător. Supernova Cassiopeia, văzută de James Webb, a generat valuri de lumină care se reflectă în norii de praf din jur, formând ecouri luminoase. Roiul galactic de aici acționează ca o lentilă gravitațională, mărind o galaxie îndepărtată și mică. Galaxia aceasta s-a format în urma coliziunii unei galaxii mici cu o galaxie spirală masivă, declanșând unde de șoc care a organizat stelele în inele și regiuni intense de formare stelară. Ce vedem aici este rezultatul unei explozii de supernovă tip 1A, o pitică albă ce orbitează o stea obișnuită și care îi mănâncă din material. La un moment dat, pitica albă explodează, eliberându-și cojoacele în spațiu ca baba d'ochia. L-am luat pe Minescu de mână și am alergat prin toate secolele de după el. L-am introdus în teoria relativității și am ținut un curs de mecanică cuantică. Încântat, i-am prezentat energia vidului și mai ales pe bosonul Higgs, despre care nici nu știa că există. Eminescu a conspectat conștiincios tot ce am spus și apoi m-a întrebat dacă, după toate acestea, știu cine sunt. Contrariat, n-am știut să-i răspund, iar el, dezamăgit, a ales să se întoarcă în neființă. Ce am mai fotografiat noul telescop James Webb, în special în infraroșu? O coliziune între două galaxii, ale cărei forțe gravitaționale declanșează valuri masive de formare stelară. Un obiect sub formă de semn de întrebare, posibil produsul unei coliziuni galactice sau a unei galaxii îndepărtate.
Nebuloasa Crab, cu structuri de praf și emisie sincrotron. Filamentele ei urmează liniile câmpului magnetic generate de pulsația stelei neutronice din centru. Telescopul Webb în infraroșu dezvăluie praf, cald și structuri ascunse în galaxie, în timp ce Hubble, în ultraviolet, surprinde stele tinere, fierbinți aflate în faza inițială a formării. Quintetul Stefan arată interacțiuni galactice intense, coliziuni, unde de șoc masive și nori de gaz comprimat, vizibile clar în infraroșu. Această galaxie spirală are o gaură neagră supermasivă activă. În jurul ei se acumulează praf și gaz dens, creând regiuni propice formării de stele. Aici este una dintre cele mai îndepărtate galaxii, aflată la peste 13 miliarde de ani lumină depărtare, oferind o privire rară spre Universul tânăr, la doar 500 de milioane de ani după Big Bang. Galaxiile de aici, fotografiate de telescopul James Webb, se află la miliarde de ani lumină depărtare de Pământ, adică lumina a plecat de la ele pe când Pământul încă nu se formase. Galaxiile gălbui sunt mai îndepărtate și le vedem când erau mai bătrâne. Cele albicioase sunt mai apropiate și le vedem când erau mai tineri. Masa roiului de galaxii curbează spațiu-timpul din jur și creează efectul de lentilă gravitațională. Imaginile galaxiilor din fundal sunt mărite și deformate. Vedeți că toate sunt gălbui? Lumina unor galaxii a călătorit peste 13 miliarde de ani până la noi. Datorită expansiunii Universului, această lumină a devenit roșiatică. Vedem galaxiile cum arătau ele la câteva sute de milioane de ani după Big Bang. Telescopul ăsta cu oglinzi aurit a ajuns în spațiu, unde orbitează sincron cu Pământul în jurul Soarelui. De aici, telescopul James Webb va fotografia pilonii creației, o pepinieră pentru stele noi scăldată în praf și gaz cosmic. Și această galaxie aflată la 38 de milioane de ani lumină depărtare. Galaxia are un nivel central intens de formare stelară și brațe spiralate largi, bogate în praf, gaz și stele tinere. Cu detectorul său în infraroșu, a privit prin norii denși ai acestei galaxii către nucleul său, acolo unde se ascunde o gaură neagră supermasivă. Același detector în infraroșu a făcut posibil să vadă în interiorul norului acestei nebuloase, rămășița unei supernove explodate acum aproximativ 340 de ani, explodate în galaxia noastră. Știai că oglinzile telescopului James Webb sunt aurite pentru a reflecta bine lumina infraroșie? În infraroșu, inelele lui Uranus se văd foarte bine, iar planeta apare nuanțe de albastru și violet datorită compoziției atmosferei bogate în metan. Saturn apare întunecat în centru, deoarece atmosfera sa rece absoarbe puternic lumina în infraroșu. Inelele strălucesc intens în infraroșu, reflectând lumina solară. Benzile lui Jupiter sunt aici colorate artificial pentru a evidenția altitudinile. Cu verde și albastru sunt straturile de nori inferiori, iar cu alb și roz sunt nori înălțați și înghețați. Telescopul James Webb ne arată lucruri uimitoare în cosmos. Cum este acest sistem stelar binar în care interacțiunea dintre vânturile stelare formează inele concentrice de praf la fiecare 8 ani, vizibile în infraroșu ca valuri cosmice? Sau această imagine a celor mai îndepărtate galaxii, a căror imagini sunt deformate de curbura spațiului. Un exemplu extrem este steaua Moltra, o stea extrem de îndepărtată, mărită de aproximativ 4.000 de ori prin efectul de lentilă gravitațională. Vă mulțumesc că ați urmărit videoul până la capăt și le mulțumesc celor de la Surfshark pentru sponsorizare. Accesează surfshark.com/presură sau folosește codul presură la finalizarea comenzii pentru a primi 4 luni extra de Surfshark VPN. Dacă nu v-ați abonat, o puteți face chiar acum apăsând acest buton de abonare. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!